Dacă vă place meditația, dragi prieteni ai meditației, bun venit la un nou exercițiu sublim. Astăzi umplem bine-te. Bonjurică, bonjurică! Bine ați venit la farfuria lui Exarhu, adică a mea, și astăzi farfuria asta o să vă sucească mințile. O să treceți la vegetarianism, și nu o să mai părăsiți niciodată această credință, cum că legumele sunt cele mai bune prietene ale omului. Acum, rețeta asta se numește vinete umplute la cuptor, în sos de roșii și așa mai departe. Eu aș numi asta rulouri de vinete într-un sos de roșii sublim, umplute cu bulgur, un pic de scorțișoară, tele mea, și nu în ultimul rând, ardei copți. E o rețetă minunată, eu zic că o să vă nebunească și o să o faceți în continuu, așa că rămâneți cu mine ca să aflați cum se gătește. Pentru cei care nu îndrăgesc cuțitul, adică nu sunt din Brăila, eu am recomandat în rețeta scrisă să blendați ceapa și usturoiul ca să meargă mai repede și să nu vă mai chinuiți și să nu așteptați foarte mult să se facă sosul, dar lucrați... Cum ziceam, e mult mai bine așa. Usturoi. Și după asta îl amenințăm discret cu cuțitul. Ulei de măsline. Încingem uleiul, nu foarte tare. Și ne pregătim cu ce urmează, respectiv niște roșii pasate din conservă. Îi punem și un pic de sare. S-a înmuiat. Și acum o să turnăm sucul de roșii. Amestecăm o foaie de dafin, un pic de cimbru proaspăt și un pic de zahăr, sare și piper. Rămâne pe foc, la fiert, în legea lui, vreo 20 de minute, cred. Sau până când decidem noi că e bine. Niște vinete pe care le decupăm astfel încât să avem suprafață expusă pe care să o prăjim și pe care să o rulăm. Vom avea nevoie de niște felii lungi. Și ne trebuie niște sare, un pic de piper. Le întoarcem. Până aici e bine. Grijă mare ce faceți după aia cu mâinile. O să strămutați foarte mult și o să creadă lumea că aveți, Doamne ferește, nu pomenim să nu vină energia rea aici. Ulei de măsline extra virgin. Am oprit focul și îi aruncăm așa, îi spuneam, o lingură. Și ăsta rămâne și stă liniștit, da? Nu ne mai ocupăm, am scăpat de grija lui. Și ne ocupăm de vinete. Acum, cum ziceam, ne pregătim de prăjeală. O să semnalizăm în bloc, de exemplu, dacă e să prăjim, că suntem aici și că prăjim vinete și că nu suntem dispuși să plecăm, să cedăm niciun milimetru, chiar dacă alături de noi cineva prăjește ceapă și e 5 dimineața. Nu trebuie forțate, nu trebuie încins foarte tare uleiul. Dacă vi se pare romantic sau știu și eu, aveți fantezii din astea și vreți să dați un gust suplimentar feliilor de vinete, puteți să faceți chestia asta. Și ca să meargă totul mult mai repede, dacă aveți un capac, un becin, undeva, la îndemână, îl puneți și așteptați, căldura dinăuntru le va leșina. Acum facem umplutura pentru vinete. Și începem cu chestiile mai gustoase, ardei copt. Îl tocăm, oriunde e mai mult ardei copt, acolo este fericire. Când e roșu, așteptăm, când e verde, traversăm. Avem o problemă cu ceapa verde, nimeni nu știe să răspundă corect la întrebarea de unde se mușcă ceapa verde mai întâi, partea verde sau partea albă. Iată o întrebare la care oamenii de știință încă mai caută răspuns. Ne mai trebuie niște telemia. Nu-i facem mare lucru, doar o zdrobim.
Asta e genul ăla de rețetă la care muncești încet și cu plăcere, chiar dacă sunt mai multe lucruri de făcut. Pentru că oricum te bucură ceea ce vezi în primul rând, ceea ce miroși pe parcurs, nu mai... Uitați-vă și voi, cum să nu gătești cu plăcere rețeta asta? Uitați-vă ce culori minunate. Toată lumea o pune, dar mie îmi place. Un pic de unt. Pe urmă mai este încă ceva, încă un amănunt. Bun, este oul care o să lege toată compoziția. Un pic de scorțișoară. Și acum bulgur. El a stat în apă 20 de minute, n-aveți grijă lui. E aproape gătit, nu foarte gătit. Piper. Am făcut un concurs dintre telespectatori și toți au zis Răzvan, mărar, mai mult mărar în rețetele tale. Cu multă generozitate când e vorba de mărar. Și mai putem pune niște firicele de mărar pe care să le pierdem prin compoziție, astfel încât să dăm din când în când ele și să spunem a pus și mărar, nenorocitul. Și o să o facem cu multă delicatețe, avem această compoziție pe care o cunoașteți deja. O așezăm cam pe aici. We roll. Întotdeauna în direcția opusă cele în care stați, da? Ați făcut o sărmăluță. Minunea se petrece de fapt în sos și pe noi ne interesează ca ele să ajungă în sos, brânzica asta să se mai topească puțin, bulgurul se mai umflă și toate gusturile difuzează, avem și un gust special în sosul de roșii. Ăsta e vasul, la el ne e speranța, cuptorul este încins, 190 de grade Celsius. Ungem puțin cu unt. Luăm rulourile și le așezăm într-o poziție în care să le putem găsi mai ușor după aceea. Dacă putem să le facem să nu se atingă, e cu atât mai bine, pentru că le vom apuca ceva mai ușor. Asta este steaua care sus răsare. Putem să mai aruncăm prin găiță, de exemplu, niște usturoi. Putem să-l punem așa. Avem bucata asta de ceapă verde, care o putem decupa un pic. O aruncăm și pe ea pe aici, dintre sărmăluțele noastre de vinete. Sigur că dacă ne mai rămâne, de exemplu, niște ardeiași din ăsta, de ce nu? Îl punem și pe el pe aici, nu are ce să fie rău. O să dea gust bun. Și în felul ăsta avem aproape o stea de mare. Avem sos, avem valoare. Am scos din el cimbru și dafinul. Îl punem astfel încât să păstrăm un pic de mister, să iasă un pic vinetele din sos. Nu trebuie să le acopere integral. Dar pentru asta vom agita un pic vasul. Am să-i mai adaug un pic de pătunjel, un pic de brânză. Vedeți că e simplu, nu? Gata. Am stat, am rulat, am muncit și nu mai avem nimic de făcut. Nu, nene, muncești la rețeta asta. Dar și când o scoți din cuptor, nu există aplauze pentru așa ceva. Pe ăsta eu l-aș mărunți, nu l-aș toca, e păcat de el. Așa, câteva frunzulițe. Aruncam un pic de lemea. Un praf de piper. Ceva ce sunt sigur că așteptați. Un pic de ulei extra virgin, adică din ăla bunul. Acum merge la cuptor și stă până când scade puțin sosul și vedem ițindu-se rulourile de vinete sau decidem noi că nu mai putem aștepta pentru că ne e fomică și trebuie să mâncăm ceva foarte bun. Totuși eu sunt cel mai norocos pentru că eu simt cum miroase această mâncărică divină,
care înseamnă rulouri de vinete umplute cu... De ce vă spun eu toate chestiile astea? Nu mai bine o faceți voi. Și the final touch. Asta este mâncărica mea și în curând va fi și a voastră, pentru că sunt sigur că o să o gătiți și voi. Înseamnă rulouri de vinete umplute cu bulgur și cu telemea și ardei copt, într-un sos dincolo de sublim, ținute la cuptor, astfel încât să fiți fericiți atât ca oameni, cât și ca vegetariani. Mulți dintre voi m-au întrebat cum pot să afle când apar rețetele mele, când sunt fierbinți, proaspete. E foarte simplu. În primul rând, trebuie să dați subscribe la canalul de YouTube Auchan România. Pe urmă, trebuie să dați click pe clopoțel ca să aflați primii când se publică rețeta. Și până la urmă, puteți să dați și un like, că nu dați de la voi, dați la Auchan.